Palatul Măgușoaia este una dintre reședințele domnitorului Constantin Brâncoveanu, cea mai rafinată și totodată cea mai bine păstrată, fiind restaurată de familia Bibescu. Structura palatului nu a suferit mari modificări, astfel încât și în zilele noastre pot fi admirate elementele de bază ale stilului brâncovenesc. Atras de frumusețea Măgușoaiei, viitorul domnitor al țării românești cumpără mai multe terenuri aici, printre care lacul și pădurile din jurul său. Prima construcție pe aceste terenuri o reprezintă biserica, fiind terminată la data de 20 septembrie 1688. La numai o lună după finalizarea acesteia, Brâncoveanu avea să ajungă domnitor, iar casele boierești de la Mogoșoaia nu mai erau suficiente pentru a primi demnitari străini. Astfel a hotărât ridicarea unei reședințe, poate inspirat și de minunatul palat de la Versailles al lui Ludovic al XIV-lea. Interesant este faptul că palatul a fost dat în folosință tot la data de 20 septembrie, precum biserica, însă la o distanță de 14 ani. După decapitarea domnitorului și a celor patru fii ai săi, în 1714, întreaga avere a fost confiscată de turci. Ulterior, moșiile și palatele au fost răscumpărate de la turci de noul domnitor Ștefan Cantacuzino și timp de 3 ani clădirea a servit drept han. În 1714, palatul a revenit Mariei Brâncoveanu și a servit ca reședința a familiei până în anul 1821, când Grigore Brâncoveanu a fugit la Brașov de frica pandurilor lui Tudor Vladimirescu. Palatul construit la 1702 are ca părți arhitecturale componente foișorul mare, loghia și foișoarele mici ce încadrează loghia. Centrul compozițional al fațadei de vest este loghia încadrată de 2 mici foișoare. Aceasta este preluată din arhitectura italiană, dar este în perfectă consonanță cu tradiția arhitecturii autohtone. În același timp este asemănătoare ca expresie cu prispele, foișoarele și pridvoarele românești. Fațada de apus cu cele 2 mici foișoare și lughia este construită spre malul lacului Mogoșoaia. Pisania de la Mogoșoaia este prinsă în zid, în foișorul mare, încadrat de 2 ferestre cu cadrul de piatră traforat. Zid din cărămidă cu un foișor în același stil cu palatul, întregind în mod fericit complexul, echilibrul formelor și volumelor ca și subtilitatea decorațiunii și aliura monumentală conjugată, cu delicatețea spațiilor construite, relevă concepția stilizată în alte dimensiuni a vechii arhitecturii românești, a caselor din țară. Pivnița înaltă este formată din 4 calote sferice dispuse în jurul unui stâlp central. Parterul are încăperi modeste, iar la etaj saloanele și camerele domnitorului au mozaicuri aurii. După moartea lui Grigore Brâncoveanu, domeniul rămâne fiicei sale adoptive Zoe Mavrocordat, căsătorită cu Gheorghe Bibescu. Din anul 1826 până în 1947, Mogoșoaia se va afla sub semnul familiei Bibescu, care îl restaurează și adaugă alte clădiri domeniului. În anii care precedă primul război mondial, palatul avea să devină loc de întâlnire pentru marile personalități ale vremii, fapt datorat Martei Bibescu, romancieră, poetă, politician și memorialistă. Printre oaspeții de seamă care s-au plimbat prin domeniul de la Mogoșoaia se numără regii Carol I și Ferdinand, regina Maria, Nicolae Iorga, Marcel Proust, Charles de Gaulle, Winston Churchill sau regele Alfons al XIII al Spaniei. Tot la Mogoșoaia, în camera cu numărul 6 din Casa de Creație, avea să fie găsit mort scriitorul Marin Preda pe 16 mai 1980. Găsit înecat cu propria vomă și o alcoolemie de peste 3 la mie, există însă suspiciuni că ar fi fost asasinat de agenți KGB, ori de securitate, după ce a înfuriat conducerea și Peruș cu noul roman Deliru. Mogoșoaia este o localitate situată la aproximativ 10 km de București, în partea de nord-vest a orașului. Ieșirea din capitală se face pe calea Griviței, pe lângă stațiile de metro 1 mai, jiului Parc Bazilescu. Odată ajuns și Mogoșoaia, aștepta să vede semnul care vă îndrumă către palat.
Domeniul palatului este destul de mare, puteți face plimbări pe malul lacului sau să organizați un picnic în locurile special amenajate. Există aici un restaurant unde puteți servi o cafea ceva răcoritor sau să luați masa pe terasă. O atracție pentru bucureștini o constituie cele două mari parcuri care îl înconjoară. Primul a fost amenajat la ideea Martei Bibescu, 1921-1922, al doilea a fost construit mai recent, unde avea să fie amplasată și o statuie a lui Lenin. Biserica se află în afara zidurilor palatului, lângă turnul porții. Ctitorită de Constantin Brâncoveanu și terminată în 1688, cu puțin timp înainte ca ctitorului să devină domnitor, ea adăpostește mormântul lui George Valentin Bibescu, precum și tabloul votivicei reprezintă pe Constantin Brâncoveanu și pe cei patru fii ai săi.